În acest moment, toate studiile se țin la sala regatului, care s-a construit în modul în care s-a arătat. Ea a devenit deja neîncăpătoare. La vizita supraveghetorului de circumscripție, fiind prezente 132 de persoane, pe cele 85 de locuri propriu-zise. Să începem programul nostru de astăzi. Vă spunem un bun venit și vă dată din nou la acest minunat locaș pe care îi construim Jehova, l-am putut construi ca să ne putem întruni, ca întâi noștri creștini, să se dezvolte într-un mod cât mai plăcut. Vom începe programul nostru de astăzi cu cântarea numărul 161. Să ne rugăm zilnic lui Jehova. Având textul de bază din Întâia Tesaloniceni 5:17. Și al treilea subiect pe care îl putem învăța este să învățăm din păcatele lui David. Așadar, în continuare, fratele Porozigel ne va dezbate partea a doua. Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu, să respectăm poruncile sale. Iată o calitate importantă care scoate în evidență scrisoarea întâi către Ioan. Adică iubirea. Dacă noi avem iubire, cu siguranță respectăm toate poruncele lui Dumnezeu. Așadar, să-i dăm legiul fratelui Cocos, să înceapă cu primul paragraf. Întrebarea. Ce a însemnat pentru Iuda și Ierusalim momentul când Dumnezeu și-a vărsat mânia? Nu luând în considerație aceștia norme teocratice, ei se împotrivesc direct conducerii lui Iisus Hristos. Da? Noi am putea explica acest text că Jehova va distruge creștinătatea. Jehova le cunoaște inima și la toți. Da? Sora... și nici pe mine nu mai trebuie. Acumulăm comori în cer, vă spun de cuvânt. Dar cine le dă datele în măsură? Dar cine le dă datele în măsură?
Îi mulțumim din inimă Dumnezeului nostru Iehova pentru acest dar. Sala de studiu biblic a Martorilor lui Iehova din Budacul de Sus.